Bună dimineața! Într-adevăr, polițiștii ilfoveni sunt în căutarea părinților care în urmă cu două zile pe acest câmp din Comuna Vidra au abandonat un nou născut. Copilul a fost găsit de către un bărbat care a plecat cu cei doi fii săi la câmp pentru a colege cu o căruță niște iarbă. La un moment dat, unul dintre fiii săi a auzit un scâncet de copil undeva până apropiere și a anunțat tatăl, iar cei trei au plecat să verifice întreaga zonă. Ei bine, la scurt timp au găsit în iarbă, la o metru distanță de șoseaua din, din spatele meu, au găsit un, un băiețel care era complet dezbrăcat, care plângea. Motiv pentru care au sunat la poliție și au povestit oamenilor legii întreaga, întreaga scenă. De la celălalt capăt al firului, i s-a recomandat să îmbrace copilul cu o hăinuță dacă are la, dacă are la îndemână. Zici și făcut, bărbatul a luat o geacă ce aparținea uneia dintre fiii săi, a îmbrăcat copilul, iar la un moment dat la fata locului a ajuns și un echipaj murd. Paramedicii au preluat copilul l-au uh, transportat la Spitalul Universitar din Capitală, iar din ce, uh, din ce, am aflat mai până în momentul de față, se află în afara oricărui pericol și este într-o stare stabilă. Pe de altă parte, procurorii ilfoveni au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii de o, infracțiunii de omor, iar polițiștii ilfoveni încearcă să dea de urma persoanelor care au abandonat bebelușul la marginea șoselei.